Bună seara tuturor! Vă mulțumesc încă o dată pentru participarea la această serie. Sunt persoane pe care deja le-am văzut la toate webinariile noastre și mă bucur tare mult că au fost de interes. Eu sunt Andreea Bujor, reprezint World Vision România. Această serie de webinarii pentru a vedea cum poate fi relatat abuzul sexual asupra minorilor în presă, în așa fel încât să nu retraumatizăm victima. Este organizat de World Vision în parteneriat cu Consiliul Național al Audiovizualului și Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării. Mă bucur foarte mult și mulțumesc foarte mult că îl avem în această seară alături de noi pe Mircea Toma, un jurnalist pe care sunt convinsă că fiecare dintre voi îl știți și membru al CNA, pentru a ne povesti cum să dați, eu, mai bine spus, știrea fără să afectăm victima și despre această violență cu repetiție pe care putem să o evităm. Avem alături de noi atât jurnaliști din presa centrală și locală, cât și studenți la jurnalism. Se vor alătura cu siguranță mai multe persoane pe parcurs și în rețea avem multe persoane la care o să ajungă această înregistrare. Așa că, domnule Mircea Toma, vă predau și vă rog să ne prezentați. Da, și eu mulțumesc pentru invitație și mi se pare că referirea la calitatea mea de jurnalist în calitatea în poziția mea de acum poate să pară bizară. În orice caz, mie mi se pare bizară, pentru că am lucrat la o publicație care n-a excelat prin sfințenie. Da. Dar experiențele de atunci s-au constituit într-un, să zicem, relativ sistem de referință. Acum, cu experiența de un an jumate, aproape 2 ani de CNA, am o perspectivă oarecumva diferită și simt că nu este nejustificat să încerc să împărtășesc. Pentru că altfel, dacă ar fi fost doar cu istoria mea de Cațavencu, m-aș fi simțit în impostură. Acum, să zicem că aș putea schimba opinii. În orice caz, vă salut pe toți participanții pentru interesul pe care l-ar arătați pentru asemenea întâlniri. Mărturisesc că eu nu eram optimist. Când am vorbit cu Andreea Bujor, am zis: nu au timp ziariștii, iar cei care au timp simt că nu au nevoie. Deci, vă felicit pentru interes. Și pe interesul vostru sper să se clădească și relația de acum. Am înțeles că au fost în aceste întâlniri, în webinariile organizate de World Vision, au fost formate oarecumva diferite. Eu am și un umil PowerPoint unde am pus niște informații care vă vor scuti să notați niște chestii la un moment dat și o să am văzut că și alte persoane care au participat la webinarii au transmis materialele pe care le-au avut. Nu am văzut, am primit și eu două dintre ele. Dar pentru început, dacă vreți să-mi dați senzația că suntem oameni, nu roboți, dacă vreți să mai dați și câte o figură umană pe imagini, cred că duce aplicația. Mulțumesc, mulțumesc, da. Și asta și pentru că vreau să construim cât mai puțin monoton întâlnirea noastră. Și eu vreau să încep chiar cu niște tentative de provocare prin problematizare. Și o să încep cu o șeruială. Numai puțin.
Nu. Deprinderile din epoca pandemiei văd că s-au mai dus. Așa. Bun, that's it. Avem imagine? Da. Da. Și avem o primă istorioară. O puteți citi aici, a Liceul Caragiale din București, dar poate fi din orice localitate. Am ales precaut un nume popular de denumire de liceu. Circulă pe rețelele de socializare imagini nud ale unei fete din clasa 9. Iată un jurnalist care încearcă să deslușească ce se întâmplă în liceu cu povestea acestei fete și dă de fostul iubit al acesteia. Iubitul este speriat și îi povestește totul. Deci ești ziaristul care deține toată informația relevantă despre povestea asta. Ce faci? Propun să ne tutuim, suntem colegi, eu nu mă simt deloc într-o poziție specială la instituția la care întâmplător lucrez. Deci, vă încurajez să problematizăm. Nu am neapărat răspunsul corect. De aici plecăm. Putem gândi diverse opțiuni. Vă puteți pune în poziții diferite, de ziarist de presă scrisă, ziarist de audiovizual, de știre sau de program cu o anume tematică. Bun, bună seara. Încep cu o întrebare. Vă Ce rog. vârstă are prietenul fostul iubit al acestei fete? Este coleg de liceu cu ea. Poate să fie în clasa 11, să fie major, poate să fie în clasa 9 E sau la major încă. 15. Îi consideră minor pe amândoi. Încerci să confirm povestea prietenului și din alte surse. Sau să o infirm. A, deci asta e un punct de vedere, că poate el care, deci informația pe care o obțin de la el este că fiind fostul iubit, am vrut să se răzbune, deci suntem într-o situație de, cum se numește? Revenge? Porn. Porn revenge. Exact. Pe care el, văzând ce amploare are evenimentul, se sperie și Dacă ai întrebarea, ce faci dacă Ce faci ca încerci? ziarist? Ai informația. Adică ce Cum o faci, faci? în documentare sau dacă publici sau nu publici? Exact. Nu. Ce faci? Tot ce discutăm noi este legat de ce arăți către public. Eu asta aș face, aș încerca să confirm sau să infirm povestea lui din mai multe surse sau să vorbesc cu mai mulți oameni. Asta e documentarea, Ioana, da? Da. Documentarea pe care o faci ca să te asiguri că nu e vorba despre o produs imaginar, poate că el se. Dar întrebarea este ce pui către public? Și din toată această documentare, ești convinsă că e adevărat ce a povestit el? În ce formă te gândești să faci public? Tu ce lucrezi? Eu lucrez la Rise Project. La RISE. Deci, presă scrisă, în principiu, mai faceți voi și video, da? Da, facem și film.
Asta e că pentru mine depinde foarte mult ce zice prietenul, cumva. Zice, am fost atât de furios că m-a părăsit că am pus pozele. Îmi pare rău acum că am făcut asta. Îl cheamă Vasile. Ok. Contează mult dacă e minor sau nu e minor. Dacă e minor, nu-i dai numele. Și încerci cumva să susții ceea ce scrii prin păreri de la experți, un psiholog care să explice ce s-a întâmplat acolo. Mm-hmm. Foarte bine. Deci, da, pe zona asta ne mișcăm. Deci, identitatea? Nu, nu-i dai identitatea dacă e minor. Categoric. Dacă nu e minor, contează foarte mult și background-ul lui, adică dacă mai ai făcut asta înainte. Dacă mai are și alte victime. Mm-hmm. Și cumva dacă are alte victime, se justifică să-i dai numele. Mm-hmm. Alte potențiale victime, să știe să se apere. Cineva vrea să mai spună ceva? Da. Scuze, încercam. Și probabil că este foarte important, plecând și de la rolul presei, în cazul meu aș vorbi de televiziune, dar oricum ar fi, plecând de la rolul pe care îl are jurnalismul în România și nu doar în România, cred că nu aș sublinia neapărat cazul și m-aș concentra pe personaj, ci pe cazuistică. De ce o adolescentă de clasa nouă, adică la început de adolescență? De ce se întâmplă? Care este problema? Cum te-a ajuns până acolo? Și aș merge mai departe pe un fenomen în rândul adolescenților. Aș pleca de la cazul acesta, dar nu l-aș izola și categoric, așa cum spunea și colega, mare grijă dacă este minor și înainte de a face orice altceva voi verifica din ești pe surse, mai ales că este o situație atât de delicată, adică nu m-aș lansa repede doar pentru audiență și apoi... E foarte importantă și credibilitatea, de fapt, este esențială. Și mă ajunge pe cazuistică. Și dacă folosim și imagini, le protejăm extrem de mult, schimbăm vocea, acoperim cât se poate ca să protejăm totuși copiii, persoanele minore. Mulțumesc. Acum, să știți că eu nu mă simt deloc în poziția unui arbitru care să spună așa da, așa nu. Ca să pot să-mi conturez un sistem de referință cu recomandări, ca să spun așa, validate de entități terțe, am să vă prezint în finalul, în partea a doua a întâlnirii noastre, acele recomandări care s-au regăsit în urma unei cercetări sistematice pe produse de specialitate. De aceea, acum vă invit să păstrați în minte ce ați propus, pentru că eu nu vă spun pe loc, e bine, e rău. Da? Țineți minte fiecare cam ce idee a avut și le vom valida pe parcurs. Alina, vrei să spui ceva? Eu? Da, mi-a apărut aici că da. Microfonul și... Da, bună ziua. Nu, eu eram curioasă și mă gândeam cum aș face eu la acces direct ceea ce ați propus dumneavoastră. Și desigur, la fel ca și colegele mele, este foarte importantă protejarea identității minorei. Însă, aș consulta un adult, adică un părinte al fetei. Eu aș pleca de la victimă. Noi mereu plecăm de la victime și susținem victimele în această poveste. Desigur, fiind minoră, nu va putea să vorbească și inclusiv mama nu va putea să vorbească. De asemenea, cu identitate protejată, voce distorsionată și tot ce înseamnă asta pentru o emisiune TV. Eu nu mă refer la presa scrisă. Din păcate, băiatul de care vorbiți aici... Încă stau și mă gândesc cum aș putea să prezint această poveste, pentru că este foarte greu și de asta stăteam și mi-ascultam colegii și voiam cumva să iau aminte, pentru că încă nu-mi dau seama, o să mă mai gândesc pe parcursul discuției. Dar eu aș pleca de la un adult care să vorbească, desigur, părinții fetei, de asemenea cu identitate protejată, nume schimbat, voce distorsionată, tot ce înseamnă identitatea protejată.
Alina, mă bucur foarte mult că ești împreună cu noi, pentru că secțiunea asta a avut o istorie de când sunt eu în CNA, destul de contundentă. Da, știu. Și mi se pare foarte bine că ești aici și... Îmi face mare plăcere, sigur. Dacă mai are cineva, deci reținem până acum. Unu, băiatul este cel care a comis-o, e minor. E o recomandare, unu, să verificăm informațiile din atâtea surse câte sunt necesare ca să mă asigur că este informația validată, adică faptul că el este cel care a postat imagini cu fata dezbrăcată, îl protejez, este Alina a deplasat discuția către adulți care sunt responsabili și aceia anonimizați cu mijloace specifice ca să nu ne conducă cu gândul la autorul real. Victima, atenție, victima este vizibilă, săraca, ea a apărut deja pe niște site-uri, nu știm, Facebook, ce-o fi fost, Instagram, ce mai folosesc copiii, Facebook sigur nu. De reținut, spui numele rețelei de socializare pe care au apărut imaginile? În principiu nu. 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 Corect. Da, pentru că amplific expunerea trimitere reale. Da, da. Este sau nu? Se califică sau nu ca violență? Și sigur, recomandările de contextualizare și de reîncadrare a poveștii ca să ieșim din cazul particular în situații cu relevanță socială mai largă, de ce se întâmplă asta, cum ajung adolescenții să facă lucruri de genul ăsta. Da. Da. Bun. Mai am o... Iată o altă poveste aici. Aveți un coleg în instituția media în care lucrați. Aici am construit eu povestea indirect, dar de fapt afli că este chiar colegul tău care are o notorietate și care, despre care afli că a abuzat sexual o persoană când acea persoană era minoră și jurnalistul este realizatorul unor emisiuni foarte populare cu copii. Deci, coleg de breaslă, aici un picuț ne abatem de la tema din titlu, violența, aici victima violenței sexuale are o vârstă care, să zicem, e adult, a ieșit public către tine și ți-a povestit istoria asta. Protejezi autorul abuzului? Da, din punct de vedere legal trebuie să protejezi orice persoană, indiferent ce face. Păi, din punct de vedere legal, dacă eu descoper un act de corupție și am motive rezonabile să susțin că o persoană a comis niște fapte pentru care nu a fost încă identificată, urmărită și condamnată, n-am voie să povestesc? Nu. Mai ales aici, în speța de față, nu. Mai ales că, având în vedere că realizatorul e un om cu renume, prestigiu, cum s-a spus. Uh-huh.
tot așa trebuie să acoperi identitatea. Și plus trebuie să afli, mai cu alte cuvinte, exact contextul. Mai degrabă aș merge pe chestia asta. Poate între cei doi a fost o dragoste platonică. Platonică n-a fost, aflăm acum. Adică n-a, poate Minora chiar a vrut chestia asta. Și a dat Dar nu, stați puțin, suntem cu toții împreună aici, deci vreau să spun că punctele de vedere pe care le auzim în această întâlnire sunt opinii care au toate o reprezentare consistentă în societate. Trebuie să le abordăm cu răbdare. Sigur că domnul... Adică eu aș face mai mult investigații, n-aș arunca chiar dintr-o din dată prima. Chestia asta. Nu din prima, dar revenim puțin. Este o persoană care despre care aflăm că a abuzat sexual o femeie, în cazul acesta o femeie minor, când, într-o epocă în care nu avea 18 ani. Sigur că este important să fac o verificare. Este abuz sau nu este abuz? Din punct de vedere legal, între 16 și 18 ani, dacă ai consimțământul, da. Exact cum spuneam, mai ales acum că tineri între 16 și 18 ani sunt în culmea dispărării. Mm-hmm. Plus curiozitatea. Sunt și alte opinii? Dacă e abuz, dacă este o tânără, mergem pe varianta heterosexuală, dacă este o tânără de 16 ani împliniți. Cu siguranță este abuz, adică cred că ar trebui să fim cu toții. În mod gândit, un abuz. Pot încerca să spun eu ceva legat de asta? Bună tuturor! În primul rând, eu nu aș face un material despre asta până când acea persoană nu depune o plângere și nu se face o anchetă. Poate chiar nu aș face nici atunci, abia după ce ancheta va stabili că, într-adevăr, este un abuz și acea persoană este cercetată. Dar sunt mai multe de dacă și cu parcă aici. Dar mă opresc doar la asta. Până nu e o anchetă, nu pot să îmi dau eu ca jurnalist cu părerea dacă o persoană a fost sau nu abuzată sexual pe baza faptului că îmi povestește mie ceva. Maxim pot să o sfătuiesc eu pe persoana respectivă să meargă la poliție și să spună prin ce a trecut. Dar material nu fac în momentul, doar cu ce am acum. Elena, tu la ce lucrezi? Eu sunt jurnalist la știrile ProTV. Mulțumesc frumos. Da, iată altă opinie, precauție maximă se numește, nu fac nimic până când nu există o confirmare. Și Nicu avea o opinie oarecumva comparabilă, dacă nu mă înșel, nu? Da. Și el spune, nu mă bag, trebuie confirmat. Alte opinii. Eu, în primul rând, aș căuta să văd dacă există și alte victime. Iar dacă există, și contează foarte mult contextul în care a abuzat-o sexual, avea legătură cu emisiunea lui, atunci este clar un abuz de putere. Pe lângă confirm, are legătură cu emisiunea lui. Da, deci este clar un abuz de putere, iar dacă... Definește puțin ce înseamnă abuz de putere, nu neapărat pentru mine, dar simt că e nevoie. Când abuzatorul este într-o poziție de putere față de victimă, dată de funcție sau de vârstă. Poate să fie profesor, poate să fie, uite, cineva în care copilul are încredere oricum. Și exerciți influența asupra copilului. Cum? N-am auzit? Și poți exercita influența asupra copilului. Exact. Direct, indirect. Îl poți face grooming, poți dezvolta o relație, copilul minorul să aibă încredere în tine, să prindă încredere în tine și la un moment dat, atunci când întregi limita, să nu mai pară deplasat. Da, deci cu siguranță dacă asta s-a întâmplat la emisiunea lui și el, cu siguranță mai există și alte victime. Cine face așa ceva odată nu este o întâmplare. Dar... dacă a murit. Adică, în general, e nevoie de dovezi. E foarte greu să dovedești abuzul. Exact. Se întâmplă într-un spațiu foarte intim.
Și dacă nu ai dovezi de genul ăsta, înregistrări, SMS-uri, e-mail-uri, atunci încerci să găsești mai multe surse, mai multe persoane care să confirme prin ce a trecut acea fată când era minoră. Nu știu, poate părinți, poate prieteni cărora l-a povestit. Iona, tu unde lucrezi? La RAIS. Așa, Mehmet, scuze. Eu o să tot întreb pentru că și vârsta. Nu e problemă. Da. Deci avem... În principiu, un nivel de convergență cu diferențe de grad cu privire la precauție. Deci este o afirmație de gravitate mare. Există la o extremă o așteptare a unei sentințe definitive făcută de instituții specializate în investigații de acest gen, autorități. Nu mă bag până când nu a făcut plângere ca să fiu sigur că nu, astea au fost două dintre opțiuni. A treia, Ioana spune, mă documentez mai temeinic ca ziarist și mai strâng informații ca să fiu sigur că merg. Am să vă spun cine este persoana care m-a inspirat pe mine. Este acest domn care a fost înnobilat în Marea Britanie, lucra la BBC, avea o emisiune. A fost o celebritate a spațiului public, mass media, și a abuzat un număr mai mare de minori, lucru care s-a aflat imediat după ce a murit. Și în intervalul de după moarte până la prima comemorare, informațiile au început să apară întâi în presă yellow, mai de scandal, în The Sun și Mirror, cred. Și a fost o reacție care este subiectul dezbaterii a colegilor din BBC care se pregăteau să facă o emisiune comemorativă la un an de zile, ce lucruri frumoase a făcut el, în timp ce scandalul creștea în intensitate. Da, dar acolo nicio victimă nu a vorbit înainte de moartea lui. Vorbiți despre documentarul de pe Netflix, cu celebrul prezentator. Da. Da, am văzut și eu acel documentar, însă nimeni nu a apărut să vorbească în timpul vieții. Da. Nimeni. Nu exista nicio plângere, nu exista niciun zvon, nu exista nicio poveste. Da. Se pare că notorietatea a fost foarte puternică și presiunea imaginii publice. Ce a apărut după aceea, se pare că a avut consistență ca documentare destul de ridicată ca să justifice, ca să spun așa, diagnosticul care i s-a aplicat, totuși a fost abuzator. E un exemplu care arată cât de important e contextul și subliniază pentru noi un lucru pe care văd că e important să-l consolidăm. Poziția de autoritate este o premisă a abuzului. Faptul că eu am un rol care este de prestigiu și poate prin natura lui să exercite presiune pe cei din jur, este criteriu atunci când se face diagnosticul de abuz. Adică violență. Nu e neapărat o violență fizică, este o formă de violență psihică. Dar mergând mai departe, vreau să vă arăt acest desen. Un desen făcut de o fetiță de 6 ani, pe care o persoană care este însărcinată la after school, zicem, la after school, să stea cu copiii, îl descifrează ca fiind ilustrarea unui abuz sexual. Și mergând în amonte cu întrebări cât mai neutre și cât mai puțin... cât mai evazive, ca să lase, să nu se presupună că a influențat răspunsurile, ajunge la concluzia că fetița este victima unui abuz sexual care se petrece în familie.
persoana care este psiholog în spațiul respectiv povestește unui ziarist. Vouă. Ce faci cu povestea asta? Părinții sunt cunoscuți, adică ai acces la ei. Of. Eu n-aș vorbi cu părinții. Aș vorbi, adică nu m-aș duce direct la părinți, aș lua o mai de pe margine, să zic așa, cu altă persoană care cunosc copilul și relaționează cu el, să-i întreb despre copil. Și când ajung la părinți, deja știu o grămadă de informații. O să-mi dau seama dacă cât de cât, dacă minte, dacă... Autoritățile au fost informate cu privire la situația asta de către, nu știu, psihologul after school-ului, direcțiunea cunoaște lucrurile astea, direcțiunea a sesizat pe cineva sau vine la presă cineva, nu știu, să zicem că cunoaștem personal acel psiholog de la after school și a semnalat la presă, de ce, direct la presă? Să se autosesizeze autoritățile din presă? Cătălina, tu la ce? Unde lucrezi? În TV lucrez, la Suceava, la Intermedia. Plecăm de la ipoteza că ziaristul ajunge accidental la informația asta. Nu e rezultatul unui proces de investigație, pentru că accidental află și psihologa, care nu știe ce să facă și vorbește cu Cătălina. Spune-mi ce dracu fac în situația asta. Scuze pentru cuvântul. Ok. În situația asta, eu să fiu în situația asta, că nu pot să vorbesc neapărat în numele colegilor mei. Poate că s-au și întâmplat lucruri de genul ăsta, poate în alte spețe. Pot să-i sfătuiesc pe ei să facă niște pași care nu-i pun în pericol pe psihologul cu pricină, să informeze direcțiunea acelui after school cu titlu informativ, cred că are și în atribuție așa ceva, după care eu aș documenta subiectul nu punctual aici, pentru că nu e un domeniu de expertiză, e ceva foarte nișat, noi nu știm să interpretăm desenul acesta precum ar ști un psiholog. Dar sigur că aș pleca poate de la câteva informații statistice pe care pot să le folosesc și să explic cu ajutorul unui specialist că e o tehnică prin care un specialist poate afla dintr-un desen dacă un copil a fost abuzat emoțional sau sexual sau altfel. Câți copii abuzați avem în ultimul an, nu știu câte dosare de copii abuzați avem în ultimul an într-o anumită zonă geografică, plec de la asta și arăt că e o tehnică pe care cred că o pot ilustra cu desenul ăsta, nu cred că poate fi dăunător copilului, nu poate fi aflată identitatea copilului prin acest desen și cu acest desen propriu-zis, ca ilustrație, psihologul să explice de ce crede sau e sigur că acest copil a fost abuzat. În paralel, cu recomandarea mea, până la urmă fiecare om face ce dorește, ca un, să zicem, un for superior, direcțiunea acelui after school, poate inspectoratul școlar, și așa mai departe, să se sesizeze. Direcțiunea va ști cu siguranță că trebuie la rândul său să sesizeze familia, în primul și în primul rând, și autoritățile însemnând probabil direcția de protecție a copilului, poliția, depinde de caz. Da, mulțumesc, Cătălina. Dacă mai sunt intervenții înainte de a mai comenta.
Eu aș merge și altfel, doar îmi dau o părere. Dacă tot să spune că părinții sunt abuzatori, deși au fost numărate cazuri la TV, nu m-aș duce neapărat pe părinți și aș încerca oarecum să am grijă că eu, dacă sunt cunoscut în acea zonă ca și jurnalist, părinții oricum imediat se vor înțăpa sau vor afla că vreau să fac un caz, o prezentare TV și aș trimite alt coleg. Însă l-aș trimite în speța în care să nu se ducă să vorbească direct cu părinții, ci ar căuta să vorbească cu mai mulți vecini de acolo, cu prietenii victimei. Că la 6 ani nu știu ce poate să spună prea multe, dar un copil poate este un pic mai mare și poate să povestească dacă este adevărată povestea. Dacă nu este adevărată povestea, sau părinții se uită la filme pentru adulți și copilul desenează așa ceva. Am înțeles, da. Aș merge mai mult cu un pic înapoi. N-aș expune chiar cazul până când nu am probe concrete, ca să spun așa. Corect, corect. Asta e doar o părere de-a mea. Nu știu dacă greșesc. Da. Păi aici suntem. Cazurile sunt, după cum vedeți, sunt foarte atipice. Adică am ales niște subiecte care să nu fie foarte la îndemână. Exact, exact. Cunosc și eu cazul în care chiar s-au abuzat copiii de 3, de 5, de 6 ani. Tatăl și-a primit 12 ani închisoare. Chiar de la Vaslui, siguranță, la TV spune multe despre județul Vaslui. Poate bine, fiind în NATO, da. Da, adică alte localități destul de sărace. Poate fiind atât de incipient cazul, poate nu trebuie să investigezi abuzul, poate poți să faci un subiect despre ce fac autoritățile când descoperă așa ceva din în urma unui desen, știi, drumul acelui psiholog mai departe, cumva. Iar eu cred că pentru presa scrisă ar putea fi un subiect foarte ofertant, pentru că poți vorbi despre un fenomen foarte grav fără să poți să dai cu anonimat. Poți să investighezi, poți să vorbești până și cu părinții, poți să vorbești cu toată lumea și dai cu anonimat și vorbești strict despre traumă, despre fenomen, despre cât de des se întâmplă asta. Poate fi un subiect foarte bun, fără să implici identitatea celorlalți. La TV nu se poate face asta mai deloc, mai ales să dai... Poate periculos să vorbești cu părinți, că nu știu cum o să reacționeze față de copil. Păi tu ești jurnalist, nu ești PR-ul părinților, nu ești... Eu mă gândesc la copil, la copilul abuzat. Nu vorbești cu părinții de față cu copilul. Nu știrea. Nu, mă gândesc că odată ce vor afla, se vor răzbuna pe copil că a spus, că de ce desenează aia, că la asta mă gândesc. De fapt, e complicat, e crunt. E... Elena, perfect, asta e diagnosticul cel mai bun, e complicat. Și e foarte important, zi Alina. Aș vrea să vă, apropo de asta, aș vrea să vă povestesc despre un caz similar. O mamă din Vâlcea avea o fetiță de 7 ani și avea suspiciunea că iubitul îi abuzează fetița. A venit la București, am mers cu ea, a depus plângere la poliție, am sesizat DGASPC-ul, am sesizat inspectoratul, am sesizat absolut toate instituțiile. De la poliție am mers la INML, am stat toată noaptea pe lângă mămică și pe lângă fetiță, ca să aflăm dimineața că fetița nu fusese abuzată și că totul, absolut totul, era în imaginația ei, pentru că părinții priviseră un film destinat adulților. Exact. Apropo de, am trecut eu personal prin asta. Am sesizat pe toată lumea, am mers la poliție de mânuță cu mama, fata povestea. Era horror ce povestea fata, foarte detaliat. Tindeai să o crezi, ți se părea îngrozitor, dar de fapt era doar în imaginația ei. Așa că nu am făcut subiectul. Acolo ne-am oprit. Dar am urmat toți acești pași. Da. Mai vrea să adaug ceva. Nu toate subiectele sunt de dat la televizor. Nu toate subiectele sunt descrise în ziar.
Dar dacă e musai să facem o știre dintr-un desen pe care, sincer, nu îl înțeleg, nici nu înțeleg ce e desenat acolo, dacă sunt oameni sau animale, dacă e un copac cu scorbură și cu niște fructe agățate sau nu știu ce alte nebunii, nu știu dacă e făcut chiar de un copil de 6 ani, am așteptări mai mari de la copiii de 6 ani. Sigur, nu știu ce ar desena un copil abuzat, dar nu toate subiectele sunt descris în presă. Eu de-aia am ambalat-o în felul, ok, zice un psiholog că e un copil abuzat în spatele acestui desen. Ok, hai să vedem câți copii sunt abuzați și cât de des întâlnită e tehnica asta de a descifra psihologia unui copil de 6 ani de pe urma unui astfel de desen. Nici n-aș merge... E foarte desfolosită tehnica asta. Da, 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 o fi. Eu sunt de acord că e foarte desfolosită, dar să avem așa, nu știu, ca un barometru social, o fi ea foarte des folosită, dar nu avem camere de audiere pentru mine. Aici avem multe... numai o secundă, ca să nu rămână îndoieli. Nu este o metodă folosită pentru a identifica abuzul sexual. Este un incident, copilul a desenat și un ochi care este într-adevăr specializat, a identificat acolo niște detalii care trimit la suspiciunea pe care am formulat-o. Plus că la ședințele de consiliere, toți copiii care trec prin asta, poate să fie o ședință de consiliere absolut normală, nu să fie legată de o afecțiune. Ești pus tu ca și copil să-ți desenezi familia. Toți copiii își desenează familia la psiholog. Există într-adevăr niște instrumente psihologice care folosesc desenul familiei. Dar ce spunea Cătălina aici mi se pare de asemenea foarte interesant, că nu trebuie a priori să construiesc un subiect mediatizabil dintr-o întâmplare care îți sugerează o situație de acest gen. Și de asemenea și intervențiile pe care le-ați mai făcut subliniază un criteriu care este folosit în medicină foarte clar. Primum non nocere. În primul rând să nu fac rău. Ceea ce voi face eu în principiu ar trebui să facă bine. Dacă eu intervenind prea abrupt într-o formă care nu ia în calcul toate efectele a ceea ce urmează să fac ca ziarist, risc să fac rău. Mi s-a întâmplat ca ziarist. Deci, e bine să ai viziunea circulară a tuturor actorilor care sunt implicați, să urmărești miza. Sigur că eu ca ziarist vreau să produc o informație în mass media, pentru că asta e meseria mea și are beneficii care unele sunt. Îmi aduce profit. Fac audiență. Sexul este un subiect care produce audiență implicit. Ajunge să pui sex în titlu. Și ai click. Abuzul. Asta amplifică interesul. Abuzul asupra unui copil de 6 ani înfioară, sperie, dar pe de altă parte, dacă ne uităm la ce se întâmplă la clicuri, o să vedem că este mult mai multă lume care este curioasă și vrea să afle. Și o curiozitate pe care noi o putem condamna, că este păcătoasă, dar ea este acolo, este în spațiul nostru subcortical, este creierul primitiv unde sunt sediile dorințelor, ale impulsurilor noastre și care este activat de asemenea povești. De aceea este la îndemână pentru un ziarist care lucrează mai ales în zona unei prese care merge pe spectacol, e tentant. Alina a povestit, eu n-am știut că o să avem exemplul ăsta, că nu-l mai alegeam pe ăsta, că mi se pare foarte puternic exemplul pe care l-ai dat tu.
O să dau și eu doar o secundă, o mică intervenție aici, apropo și de exemplu Alinei, nu are legătură oricum cu, adică are legătură, dar nu cu expunerea cazului, adică nu știu dacă trebuie sau nu expus, asta e o discuție, dar legat de declarațiile copiilor, conform datelor statistice pe care ne-au furnizat nouă cei de la Institutul Traumei acum ceva timp, cam 80% dintre copiii care spun că au fost abuzați spun adevărul, adică da. Sigur că există da. Și cazuri care nu, dar voiam doar să fac această precizare că se întâmplă mai rar, mult mai rar, deci 80% sunt adevărate și celelalte sunt, în fine, exagerate sau... Dar, în general, copiii când spun, e un semnal acolo de alarmă și e ceva. Asta voiam să precizez și sunt datele lor. Da, mulțumesc și foarte binevenită și, într-adevăr, nu discutăm punctual pe cazul Alinei, dar e bine să rețineți, mi se pare o informație foarte importantă, că acest tip de întâmplare, din păcate, este mai frecvent reală decât imaginară. Corect. Mai frecvent reală decât imaginară, asta e de reținut. În cazul ăsta, desenul ăsta e un desen real. Există o colecție de desene, e o expoziție care se numește Creioanele Rupte, cred, ale unor istorii de acest gen, dar eu am experiență legată direct de subiect local și, într-adevăr, pericolele sunt nu în primul rând pericolul la care expui copilul atunci când mergi să investighezi. Pericolul la care se expune persoana care are copilul în îngrijire față de părinți. Sunt uneori familii cu nivel educațional și general cultural foarte scăzut și economic scăzut. Sunt nouă cultura conflictului și apelează direct la violență fizică. Deci nu e bine să afle părinții cine anume a sesizat instituții care sunt însărcinate cu protecția copilului. Poliția, dacă intervine, cum intervine? Deci, dintr-o perspectivă formulată de Cătălina mai devreme, poate că e preferabil să nu comunic cazul punctual, dar să construiesc, pornind de la această poveste, un sistem de referință pe care să-l fac public și să înarmez mai mulți oameni cu competențe și cu atenție, să trezesc antene ca să poată fi mai ușor identificat. Asta mi se pare că are o miză interesantă. Și dacă e bine făcută, este și face și audiență. Da. Dacă mai aveți exemple din istoriile voastre în care ați avut momente în care n-ați știut cum să procedați, fiind vorba despre copii care au trecut prin asemenea experiențe. Doi, dacă aveți experiențe cu persoane care, adulte fiind, ar vrea să povestească despre abuzurile la care au fost expuse în epoca în care erau minore. Sunt cazuri înrudite. Avem relatare despre copil sau relatare despre un adult care, când a fost copil, a fost abuzat. Am eu un exemplu, dacă vreți să vi-l spun, de adult care a vrut să povestească despre trauma trăită pe când era copil. Cazul Morel Bolea. Probabil știți de eveniment. E acel om care are o anumită casă de modă și racola minore pe care le abuza sexual, le vindea la șeici și așa mai departe. După ce acest individ a fost reținut, fetele respective, o parte din ele, au prins curaj și ne-au sunat pe noi, mamele lor. M-a sunat din senin mama unei fete care acum este majoră și mi-a spus prin ce a trecut, cu lacrimi în ochi. Vrea să-și strige durerea, să știe alte fete, să nu mai vină, să se păzească. Au tot felul de motive pentru care
vor să vorbească, vor să, dar invocă un lucru, identitatea să le fie protejată. Vocea modificată, să nu le apară numele la televizor, pentru că pot fi în pericol. Deci, este un exemplu care... Da, pot să confirm ce a spus colega mea, pentru că și eu știu foarte bine subiectul. Și chiar o fostă elevă de la acea școală de modeling, eu am stat de vorbă cu ea și la fel a acceptat să vorbească, desigur, acum era majoră, avea undeva la 29 de ani, și la fel a dorit să povestească trauma prin care a trecut, mascată cu identitate, deși era majoră, mascată cu identitate protejată, voce distorsionată și tot. Adică cunosc despre ce vorbește colega și mi se pare înfiorător. Și eu am avut o situație poate mai dramatică, se întâmpla într-adevăr la începutul anilor 2000, foști beneficiari, dacă pot să le spun așa, din sistemul de protecție, care fără să, fiind deja majori, ieșiseră din centrul de protecție a minorilor și au vrut doi dintre ei să vorbească despre abuzurile care au fost comise împotriva lor în acel centru, cu identitatea la vedere. La vârsta? Deveniseră majori, 19-20 de ani aveau. Vârsta la care au fost abuzați? Da, nu. Întrebam vârsta la care... 12, 13, 14, până au ieșit din sistemul de protecție. Dar vorbesc despre începutul anilor 2000, sper că situații de genul acesta, cel puțin la noi, nu au mai fost, sper că nu mai există, deși nimic nu e imposibil. Mai aveți? Exemplu de... Da? Noi lucrăm la un proiect care se cheamă Catedra de Abuz. Și este despre cazurile de hărțuire sexuală din învățământ, liceu și universitate. Și sunt, noi am crezut că o să primim foarte multe cazuri. E un jurnalist de date. Victimele completează un formular și noi vrem să facem o hartă interactivă cu abuzurile, care va fi făcută în urma scanării proceselor din instanță, scanării presei din ultimii 5 ani pentru a vedea cazurile care nu au ajuns în instanță, plus strâns de mărturii. Iar mărturiile astea sunt foarte multe, până acum sunt peste 200, și ies în evidență anumite școli sau anumiți profesori pentru că se repetă mărturiile în cazul lor, oameni care nu se cunosc din generații diferite cu povești similare. Și credeam că o să avem foarte multe mărturii de la studente, dar este plin de minori, este... În liceu este absolut... Și toate fetele astea, multe dintre ele, nu toate, dar majoritatea sunt majore acum. Cele care povestesc. Da, cele care povestesc. Da. Avem cazuri de la... Da, dar voi mergeți pe, mergeți pe o viziune globală care să identifice fenomenul ca atare la scară socială. Da, dar dintre aceste cazuri selectăm câteva și facem anchete. Am avut până acum o anchetă despre un profesor din UNATC. Oare cine să fi fost? Regizorul Felix Alexa. Da. Da. Bun. Alte experiențe. Deci sunt... Avem exemple din ce ați povestit aici, care merg pe caz și într-o extremă și în cealaltă este fenomenul tratat, sigur că ilustrat. Dacă mai sunt între voi oameni care au avut experiențe legate de subiectul ăsta. O să vă povestesc un exemplu de părinte care a refuzat să vorbească despre fiica abuzată. A fost un caz la o școală, chiar în clasă s-a întâmplat. Profesorul a încercat să violeze o elevă și prietenul elevei a intervenit și a salvat-o în ultima clipă.
tatăl a vrut să povestească, să ne spună cu anonimat, iar mama nu a vrut. Și evident, într-un final, nu a mai vrut nici tatăl. Iar noi nu am mai făcut material cu asta. Un exemplu diferit. Da. Eu am o problemă de etică într-un caz. Nu știu dacă e genul de exemplu pe care trebuia să-l dau acum. Dar am povestea unei fete lăsată însărcinată de profesorul ei când era studentă, ea a făcut un curetaj. Povestea asta n-am auzit-o de la ea, am auzit-o de la foarte mulți colegi de-a ei. Ea nu vrea să vorbească cu mine, din contră a anunțat profesorul. Și nu știu ce faci în cazul ăsta, publici fără să-i dai numele sau nu publici? Cumva e important că profesorul a lăsat gravid o studentă, nu? Dar ea nu vrea să vorbească. Ce părere aveți? Sunt implicate autoritățile în povestea asta în vreun fel? Nu, nu sunt implicate autoritățile. Nu. Din nou complicat și crunt. Dar eu cred că nu. Dacă ea nu și-a dat acordul și a spus că nu vrea, trebuie să-i respecti decizia. Eu asta cred. E important pentru poveste. Ea, nu, ea nefiind singurul caz. Cumva e un articol, e un portret al acestui om care a făcut toată cariera lui de profesor. Înțeleg. Atunci mă gândesc că probabil ai și alte cazuri. Găsim și așa. Da, nu mai am cazuri de sarcină, mai am cazuri de relații, dar nu. Nu. Nu m-am hotărât încă. Da, mulțumesc. O să vedem dacă mai aflăm ceva. Asta e povestea pe care v-am spus-o. Aici sunt întrebările pe care le-am primit de la voi, prin care o să trec. Eu nu știu cât timp avem noi la dispoziție. În general, cam o oră și a trecut, dar cred că putem să mai stăm dacă există interes. De ce nu? Atunci știți cum o să fac. Da. O să mă duc întâi la recomandări, da, și mă întorc la întrebări dacă mai sunt. Asta e sursa pe care am folosit-o pentru a extrage recomandările despre care, pe care urmează să vi le prezint, pe care parte dintre ele le-ați formulat deja, ceea ce mă face să simt că suntem totuși într-o cultură organizațională destul de ok din perspectiva riscurilor pe care le presupune relatarea media coverage. Deci există revistă specializată în child sexual abuse care a făcut un screening la nivelul tuturor publicațiilor și materialelor pe care le-au găsit din două surse majore. Una, asociații de presă, coduri etice, coduri deontologice ale ziariștilor și recomandări făcute de organizații care se ocupă de protecția copiilor pe dimensiunea asta de abuz sexual. Și-au combinat și-au păstrat 8 recomandări care sunt cele mai consolidate din perspectiva acestor surse de experți. Și le trecem în revistă. Primul criteriu la care se referă, nu e o ordine neapărat de priorități, sunt enumerate. CSA înseamnă Child Sexual Abuse. Am rămas cu CSA pentru că am vrut să reeditez. Deci, încadrarea tematică este primul criteriu. Cum abordez cazul? Și am avut câteva exemple în discuțiile pe care le-am avut cu voi până acum. Să mergi pe o relatare episodică, o întâmplare individuală, ce i s-a întâmplat Elenei în relația cu Vasile, ce i s-a întâmplat Irinei într-o
relație cu profesorul ei de liceu, la meditații, pot să povestesc așa sau pot să... Eu folosesc frecvent un termen care mi se pare foarte util, reframing, reîncadrare. Ceea ce se întâmplă când folosesc un aparat de fotografiat și deschid cadrul. Și las în cadru imagini mai multe care mă ajută să dau o dimensiune, să redimensionez subiectul și să-l încadrez din perspective multiple, nu doar suferința pe care a trăit-o o persoană în expusă unui abuz sexual. Suferința în sine va declanșa în auditoriu, în publicul meu, dacă eu relatez cazul, doar emoții. Pe ele pot conta. Ele sunt la îndemână, sunt certe. Am spus mai devreme, apeși buton sex, fâlfâie urechile, ochii se holbează și clic pe toate butoanele pe care le-am la îndemână. Dacă vând subiectul, păstrând elementul de emoție undeva, dar îl încadrez dintr-o perspectivă totuși a responsabilității sociale, a eticii, a mecanismelor pe care societatea le are la îndemână ca să descurajeze fenomenul, am altă abordare. Sunt în situația în care pot să tratez un subiect care este accident de tir, care s-a răsturnat într-o curbă pe Valea Oltului, iar șoferul își trăiește ultimele secunde sub obiectivul aparatului unui reporter de televiziune, care, privindu-l cum moare acolo cu tirul pe piept, îl întreabă, vă e greu? Deci asta este o variantă în care rămân pe episod, pe subiect, da, și îl exploatez emoțional la sânge. Sau e un accident, e dramatic, deschid cadrul, mă uit la semnul de circulație, mă uit la cine este responsabil, compania care în locul acela ar trebui să facă ceva ca drumul să nu mai permită, este la 18-lea accident într-o lună și dau altă încadrare. Și aici, uitați, spune, citat din ghidul jurnalistic, folosiți statistici naționale și dacă este cazul internaționale privind abuzul sexual față de copii. Statistica mă mută, îmi activează superego-ul, îmi activează cortexul, ca public zic. Și trezește totuși omul responsabil din mine, nu doar animalul. Eu folosesc aici puțin metaforic, sper că aplicați ghilimelele. Nu? Încurajați-mă, vă rog. Da, da, da. 2. Raportarea non-senzațională. Aici cred că am uitat eu să editez puțin. Ignorați bulinuțele, că trebuia să compactez textul, dar la copii din documentul care era în Adobe s-a întâmplat, cum vedeți. Deci, încerc să raportez nu senzațional, ci îți restrângi vocabularul la cuvinte care sunt, descriu fapte, facts. Nu le exagerez, nu vin cu, vă dați seama, ce, am exemple, o droaie din lucruri văzute la televizor cu un bătrânel în spatele căruia este casa pe care viitura i-a transformat într-un morman de moloz. Și îl întreb, vă pare rău după casa pe care ați pierdut-o acum în urma avalanșei care vă suferiți? Astea sunt întrebările care stârnesc emoții și sunt clasificabile în relatări senzaționaliste. Nu pe senzații trebuie să pedalăm, nu înseamnă că trebuie să fac o știre plicticoasă de raportare a poliției despre frecvența cazurilor de, dar pot să îmbrac mesajul într-o formă care să nu pedaleze excesiv pe emoții, pentru că lectura acestui produs al meu riscă să dezechilibreze
la limită, persoana despre care vorbesc. Dacă aveți întrebări până aici. Ops. Așa. Aici este utilizarea termenilor corespunzători. Nu mai e vorba de senzațional versus mai rațional, ci de stil. Vocabularul care pune accentul pe sexualizarea evenimentului este excesiv și riscă să abată mesajul de la ce posibil ne-am dorit. De exemplu, profesorul a întreținut relații sexuale cu copilul, nu este corespunzător, nu acoperă realitatea, pentru că, de fapt, accentul ar trebui să fie violența, abuzul. Deci, ceea ce ar trebui să relatez într-o poveste de abuz sexual nu e doar sex, partea sexuală. Trebuie să acopăr și mesajul, cu mesajul meu și caracterul, cum scrie, violent. Da. De asemenea, nu e recomandabil să folosesc termeni eufemistici care arată că eu încerc să evit să spun lucrurilor pe nume. Trebuie să spun lucrurilor pe nume, dar neutru, nu exagerat. Nu e neapărat la îndemână, dar ce scrie aici, spun, este că a descrie cu exactitate violența sexuală, nu e nevoie să intru în detalii care descriu actul care s-a petrecut, ci un limbaj care să pună responsabilitatea să cadă pe actorul, autorul abuzului. Un al patrulea criteriu, să te referi la toate părțile interesate de subiect, actorii relevanți social, persoanele care au fost victime de abuz sexual, să afle că există centre de consiliere, că există experți, că există entități care sunt, le stau la dispoziție și pot să-i asiste. Scrie aici, într-unul dintre ghidurile citate, cum pot fi obținute informații competente din partea profesioniștilor din domeniul sănătății, asistență socială, dar și de la organizații pentru copii, organisme specializate în domeniul ăsta, domeniul academic. Deci, în relatare, avem recent în CNA, cred că săptămâna trecută, nu pe abuz sexual față de copii, ci pe violență conjugală. Este obligație a radiodifuzorilor să afișeze, de câte ori relatează un caz de violență domestică, să afișeze numărul de telefon verde la care victimele pot să apeleze dacă au nevoie. Raportarea să nu fie stereotipă. Aici, acest criteriu este adaptabil la România, pentru că ăsta e un criteriu identificat prin documente din diverse țări, unde de obicei străinii sunt autorii violențelor, abuzurilor. Nu e cazul la noi. La noi chiar cred că nu se aplică și chiar cred că nici etniile cu care conviețuim nu sunt neapărat angajate prin stereotip în subiectul ăsta. Oricum o să vorbiți mâine sau poimine cu doamna Băluță despre stereotipuri. Este important să dau și instrumente atunci când relatez. Care sunt modalități de prevenire, cum pot să intervin în situații de abuz sexual asupra copiilor, dând informații cu privire la resurse de asistență. Linii telefonice, ce spuneam mai devreme, contacte de consiliere. Cum mă raportez la persoanele care au fost victime, cu empatie. Asta este cuvântul cheie și, din fericire, din tot ce am auzit din relatările voastre, am simțit că sunteți cu senzorii de empatie
activați, trebuie să tratezi, chiar dacă e o persoană care este adult, dar care se hotărăște după 20 de ani să povestească despre un subiect extrem de delicat, cum că a fost victima abuzului sexual din partea unuia dintre părinți. Asta are în spate traume duse timp de două decenii. Posibil, dacă ai noroc să fii asistat de psiholog, de un terapeut, să te mai pansezi și după aceea tragi aer în piept și spui, e important să se știe că lucrul ăsta este posibil, ca să știe și alți oameni cam la ce își expun copiii în momentul în care recurg la fapte pe care nu le controlează. Iar când am un subiect de acest gen în față, trebuie să-l tratez cu grijă, pentru că el este încă, în ciuda deceniilor care au trecut, cu o rană deschisă. E foarte sensibil. Și ultimul reper la care se face pomenire aici, raportarea să se încadreze în limitele legii din țara respectivă. În cazul nostru, legea audiovizualului pentru voi care lucrați în audiovizual, legea audiovizualului formulează un principiu, adică înarmează Consiliul pe noi cu dreptul de a emite decizii cu forță de reglementare și în lista de subiecte pentru care Consiliul poate să emită decizii apare explicit protecția minorilor, iar în codul care este legislația secundară produsă de membrii Consiliului, în 2013 a fost introdus acest articol, deci târziu, care spune că știrile sau relatările referitoare la acte de violență sau de natură sexuală, aici sau-ul acela este, din păcate, o să dispară de acolo, vă spun eu, cu primul prilej, relatările că nu-i violență sau sex. Da? De obicei, când e vorba de minori, ei sunt victimele unei forme de violență care este, care îmbracă și forme care nu sunt fizic violente. Vor fi difuzate numai împreună cu punctul de vedere al conducerii școlii, dacă se întâmplă în școală, da? Aici spune, din instituții de învățământ, vor fi difuzate numai împreună cu punctul de vedere al conducerii școlii și cu acordul părinților ori al reprezentanților legali ai minorului, ceea ce acest prim paragraf, prima parte a acestui articol este, din punctul meu de vedere, insuficient, pentru că nu protejează victima suficient. Deci pot să difuzez povești despre acte de violență petrecute în școală împotriva unui elev, unei eleve. Dacă conducerea școlii de acord, dacă părinții sunt de acord sau reprezentanții legali, mi se pare insuficient. Excepție este în situația în care radiodifuzorul acționează în interesul superior al minorului, fără să fie afectată imaginea publică a acestuia sau dreptul lui la viață intimă, privată și familială. Asta în sfârșit completează. Deci trebuie să am grijă de victimă, să-i protejez viața intimă, privată, familială. Articolul acesta din cod rămâne încă destul de rece și destul de indiferent la suferința pe care o poate trăi, trauma, intensitatea traumei pe care o victimă o poate trăi în urma unui asemenea abuz. Da, cam asta ar fi. Acum poate că am dezechilibrat puțin întâlnirea noastră, că am stat puțin mai mult pe experiențele pe care le-ați avut, dar cred că totuși nu am greșit, că a fost interesant. Dacă aveți acum întrebări pe ultima sută, eu aș vrea să văd și câteva dintre întrebările pe care le-ați omis mai devreme. Aha, da. Corect, aveți întrebări de fapt aici.
Primele trei greșeli repetate cel mai frecvent de către jurnaliștii TV sau radio când relatează despre abuzuri cu cazuri de minori. Din fericire, nu sunt atât de multe cât să pot face o statistică și să spun că pe primele trei locuri există trei tipuri de greșeli mai frecvente. Deci aici pot să spun că la CNA, care funcționează pe baza sesizărilor venite din public și rare ori autosesizări, din marea majoritate vin din public, nu au fost foarte multe cazuri în care să fie vorba despre abuz față de minori, abuzuri sexuale față de minori, ca să pot răspunde la întrebarea asta. Cum pot cere consimțământul unei victime pentru a fi înregistrată sau filmată, dacă ai vreo recomandare? E bună întrebarea, pentru că aici e nevoie să simt, deci am două versiuni ale mele ca jurnalist și ca, dacă vreți, persoană sensibilă, empatică. Ca jurnalist aș vrea să-l conving, să dea. Am nevoie, cum am auzit puțin mai devreme despre, parcă Ioana povestind că tatăl ar fi dat povestea, mama n-a vrut să o dea. Da? Vorbim aici de grupul familiar, că e copilul, este minorul, este sau adulții, sau, da? Deci oricare dintre ei. Eu îmi doresc să vină cu povestea, dar trebuie să-mi reprim dorința asta, să o țin în echilibru cu teama de a nu face rău. Să nu stric. Deci nu există o recomandare clară cum pot cere, doar să fiu eu antrenat, să fiu într-un proces cântărire a celor două nevoi, unul să-l protejez, doi să-l am. Să-l protejez, să-l am. Îl pot convinge dacă eu am forță, am făcut-o eu, acum vorbesc în nume personal, da? Am convins niște oameni să iasă, sincer mi-a fost teamă după aceea că urmările pe care risca să le declanșeze o mărturisire a unui whistleblower, îi poate atrage consecințe nasoale. Deci am avut emoțiile astea. Deci trebuie, consimțământul îl cer atunci când mă asigur că nu va produce suferință ieșirea în spațiu public cu informația aia. Îl întreb, ești sigur că dacă povestești asta, vei fi ok? Nu forțez. Asta e singura recomandare. Dacă au fost televiziuni sau posturi de radio care au fost amendate vreodată pentru modul în care au redat un caz de abuz sexual cu un minor. Deci, acum e prezentă în întâlnirea noastră Alina, da, care pentru mine cele mai puternice amintiri sunt legate de niște amenzi gigantice pe care Acces Direct le-a primit pentru o situație în care, vorbind despre experți, contextualizăm, da, e o victimă, o femeie amenințată, abuzată, amenințată, împreună cu partenerul sau fostul partener care sunt în studio și care îi spune dacă ai face chestia asta te-aș omorâ, și atunci experții din studio atenuează, spun, nu mai știu cine a fost, este un expert care e acolo, un domn ziarist. Sorin Ovidiu Bălan, așa este domnul da. Toma, așa este și mi-asum pe deplin. Da, care a spus, nu. A venit cu, o să faceți mâine. Da, el e purtător, cum spuneam, și noi suntem vehicule ale unor stereotipuri, sunt îmbibate. Victima e de cele mai multe ori considerată responsabilă, pentru că s-a expus, pentru că nu. Da, asta e inculcat în cultura noastră. Trebuie să ne schimbăm, să ne reorientăm. Așa și domnul Bălan a zis, așa e iubirea la români, impetuoasă.
Și după 2 luni de zile, femeia a fost omorâtă. Dar cazuri de abuz sexual cu minori, eu nu mi-aduc aminte să fi întâlnit până acum. Ce metode recomand jurnaliștilor pentru a proteja victima, identitatea ei când relatează o știre pe TV, radio? Aici cred că voi ați dat deja răspunsurile, sunt corecte, se anonimizează cu instrumentele pe care le avem la dispoziție în funcție de poveste. Nu cred că scade foarte mult forța unui material publicat dacă acolo apare o persoană cu fața blurată, cu vocea modificată sau un text cu numele schimbat. Sunt puternice. Sigur că toți ziariștii își doresc să aibă prezența fizică în full carne și oase a persoanelor care sunt subiectul unor asemenea evenimente. Dar e mult mai important să protejez decât să expun. Cum vedeți relatările care pun accent pe detaliile violente ale infracțiunii și mai puțin pe cauze și consecințe? Aici avem un răspuns pe care l-am identificat în lista de criterii pe care am prezentat-o. Nu violența, nu detaliul emoțional este cel care este prioritar, ci să încercăm să contextualizăm ca să mutăm accentul de pe curiozitatea animalului din noi pe responsabilitatea cetățeanului. Fără să abandoneze emoția, atenție, emoția există, nu trebuie să o supralicitez. Și cum putem înlocui limbajul senzaționalist cu unul neutru? Cred că asta am epuizat-o din exemplele pe care le-am dat atunci când am citat recomandările, cele 8 criterii recomandate în jurnalul dedicat abuzului sexual asupra copiilor. Sunteți ok? Da, suntem ok. Da, mulțumesc. Aș mai avea eu o întrebare, dacă se poate. Da. Cum fac eu, într-o emisiune live, desigur, dacă, să luăm următorul caz, o mamă are suspiciunea că un învățător îi agresează fiica, da? Eu o protejez pe mamă, tot ce înseamnă, ce am discutat până acum, proteja voce distorsionată, dar, din greșeală, nu știu, dă numele unei școli, dă numele învățătorului. Se întâmplă într-o emisiune live. Noi le spunem oamenilor să nu... Da, ați văzut cum e omul. Atunci când îi spui să nu, parcă atunci le face. În afară de prezentatori care să pună stop, să nu aveți voie, să intervină, să spună nu aveți voie să dați nume de școală, de numele adevărat. Mai sunt oameni care intră martori prin telefon și știu că o cheamă Rodica, nu Maria. Că, na, schimb cu totul. Cum fac eu să nu ajung la astfel de situații? Și dacă se întâmplă într-o emisiune live, cum să procedez altfel? E un risc clar live-ul în situația asta, pentru că n-ai cum edita. În afară de prezentatori care să atragă atenția, vă rog, nu dați numele adevărat, vă rog, nu dați nume de școală, vă rog, nu dați numele învățătorului, vă rog, nu dați niciun alt fel de detaliu. Cum aș putea să fac altfel, să nu divulg într-o emisiune live? E foarte greu. E foarte greu pentru că depinzi de nivelul de înțelegere al celor cu care lucrezi. Și dacă sunt niște oameni care nu au imaginea pericolului, nu poți decât să se le povestești, să le spui. Dacă ți-a scăpat cuvântul ăla, poți să faci concret cu ei care e lista de cuvinte pe care să nu o spui. Deci îi faci listă cu, uite, ăstea nu le spui. Numele oamenilor, numele școlii, nu le spui. Spui și faci un exercițiu cu ei înainte. Dacă vrei să spui numele școlii, spui școala la care, și îi dai o formulare ca să o aibă pregătită. Da, da.
Deci numai așa poți, pentru că altfel și spui, dacă ți-a scăpat un cuvânt, e echivalentul unui glonț în fruntea unui om. Da, a mea. Bun, mulțumesc. Nu a ta, stai, lasă că tu e o amendă, nu asta este subiectul. Subiectul este că se declanșează, riși să se declanșeze o furie socială. Știu. Împotriva persoane care va fi stigmatizată pe viață. Știu. Dar poți să-i antrenezi, că nu ține minte, să nu spui asta. Îi spui ce să spună, dacă îi vine să spună. Adică îl ajuți, îi dai și instrumentul. Da, mulțumesc pentru întrebarea asta. Mi se pare că a fost... Dar tu unde ești, că e soare? Acum am ajuns acasă. Da. Am avut ședințe, v-am ascultat și acum... Da. M-am tras pe dreapta. Da, aveam senzația că e cer senin, soare și aici e întuneric la mine. Da. Vă mulțumesc pentru răspuns. Andreea? Da, mulțumim mult. A durat mai mult, dar a fost și un interes și o interactivă discuție. Mulțumim tare mult. Dacă nu mai sunt acum întrebări, cred că putem să închidem. Aici aș vrea să adaug eu un lucru. Sigur. Vă rog să mă folosiți în calitate de coleg, indiferent că sunt în CNA sau unde sunt, cât o-i mai fi. Dacă aveți nevoie să vă verificați decizii, vă stau la dispoziție. Mulțumim mult! Mulțumim! Și alte întrebări, nu? Dacă mai sunt, puteți să ne mai puneți pe e-mail-ul. Și dacă e ceva ce vă amintesc după webinar. Vă mulțumesc tare mult pentru participare și ne vedem la următorul, care va fi miercuri de la 18:30 cu Ana Abăluță. Mulțumesc frumos. Seară mulțumim frumos. Și noi. La revedere. Seară bună, numai bine. La revedere. La revedere. La revedere.